Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, Domnul Isus solicită o decizie clară în ceea ce îl privește. Față de el nu se poate sta într-o poziție neutră. Aceasta pentru că poziția față de el înseamnă poziția față de împărăția cerurilor. Ori ești fie în cadrul împărăției, cetățean al ei, fie în afara ei și atunci ești pe un tărâm ale cărui pericole sunt nebănuite. El este tărâmul diavolului, care după ziua judecății va fi supus distrugerii. În același sens, Domnul Isus nu solicită aderarea la un anumit sistem religios sau la un anumit set de reguli sau principii, ci așteaptă acceptarea lui ca mântuitor și Domn. Înseamnă o relație specială cu o persoană specială. Observați, nu am spus cu învățăturile unei persoane speciale, ci chiar cu persoana în cauză. Aceasta este o mare diferență. Cei mai mulți dintre noi își însușesc anumite învățături ale Domnului anumite informații despre el și consideră că este tot ce au nevoie. Domnul nostru este un domn viu, un domn prezent, un domn care vrea să comunice cu noi, să se apropie de noi. În altă ordine de idei, sunt totuși mulți cei care acceptă foarte repede ca Isus să vină ca mântuitor în viețile lor. Sunt convinși că au păcate, că au nevoie de izbăvire, că Domnul Isus este Cel care poate aduce aceasta, dar nu mai mult. Cu alte cuvinte, vor să intre în împărăție ca într-un loc unde este bine să fii, dar nu și să te supui Regelui ei. Ei nu-l vor și ca Domn, nu vor să recunoască și această calitate a lui, nu vor să afle care este voia lui, pentru că oricum nu au de gând să o îndeplinească. Nu vor să aibă legături cu ceilalți din cadrul împărăției, pentru că ei au motivele lor să fie acolo. Dragii mei, o astfel de situație este foarte periculoasă. Este vorba despre modul în care ne raportăm la Creatorul și Izbăvitorul nostru. O astfel de atitudine înseamnă necunoașterea Lui, nerespectarea Lui, obstrucționarea lucrării Duhului Lui cel Sfânt, ceea ce înseamnă un mare păcat. Dar o să vedem mai mult despre aceasta prin ceea ce spune Scriptura, al cărei studiu ne întoarcem acolo unde ne-am oprit data trecută, adică la Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 22. Datorită poziției pe care Domnul Isus o are față de sistemul religios al fariseilor, mai bine spus datorită nerespectării lui, apare un conflict deschis între Domnul și aceste oficialități religioase. Ei încep să comploteze împotriva lui, dar pentru Domnul Isus nu sosise timpul să se lase prins. El continuă lucrările sale de propovăduire și vindecare. Tocmai vindecase o mare mulțime de oameni care se țineau după el, împlinind profețiile făcute cu privire la el. Într-un astfel de moment îl găsim și acum. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut. Și Isus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau: „Nu cumva este acesta fiul lui David?” Vindecările pe care Domnul Isus le făcea arătau nu numai dragostea și mila pe care el o avea față de cei aflați în suferință, dar și autoritate sau puterea pe care o avea. Nu era una obișnuită. Nu era puterea unui vindecător obișnuit, nu era nici aceea unui lider politic, ci era ceva special, ceva ce profețiile anunțaseră cu privire la el. El părea fi fiul lui David sau Mesia dar locul acesta nu convenea din nou celor care erau în fruntea sistemului. Cât de interesant este că oamenii de rând se gândeau că el ar putea fi cel pe care îl așteptau de atâta timp. În schimb, liderii religioși refuzau categoric această idee măcar. Ei continuau să-l discrediteze în fața oamenilor, temător fiind pentru popularitatea lor în scădere. Când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, Omul acesta nu scoate dragi decât cu Belzebul, domnul dracilor. Dar domnul Isus îi cunoștea dincolo de cuvintele lor, iar răspunsurile pe care le dă nu le aduce niciun avantaj. Isus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Domnul Isus le prezintă acum o situație pe care ei o cunoșteau foarte bine, dar pe care o ignorau. Dacă satana scoate afară pe satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fii voștri cu cei scot. De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare, să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Din nou, Domnul le pune în față o situație practică. Exorcizarea sau alungarea duhurilor nu era o practică inițiată de Domnul Isus. Erau și alții care făceau acest lucru. Numai că ei foloseau tot felul de descântece sau practici care îi deosebea de Domnul Isus. Tocmai aceste diferențe impresionau. El avea autoritate. Chiar și ei recunosc această autoritate. Ei nu pot nega ceea ce se întâmpla chiar în mijlocul lor. Oamenii aceia erau mărturii vii. Problema era că ei nu aveau aceleași măsuri pentru toți. Dacă pe acei tămăduitori profesioniști îi acceptau, pe Domnul Isus nu. Oare care ar fi motivul pentru această respingere? Nu cumva faptul că ceea ce făcea el reprezenta creditarea lui ca Mesia? Ori, tocmai aceasta nu voiau ei să accepte. Dar acum ajunge Domnul Isus la un aspect foarte delicat. Este vorba despre păcatul care nu poate fi iertat. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Dar hulă împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertate. Oricine va vorbi împotriva fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Din ceea ce spune Domnul Isus, ne putem da seama ce însemna atitudinea lor. Nu este păcat pe care Domnul Isus să nu-l ierte. Păcate de ieri, păcate prezente, dar chiar și păcate viitoare sunt toate iertate de Domnul. Însă această iertare vine prin credința în El. Atunci când nu credem în El, lipsește chiar mijlocul prin care ne sunt iertate păcatele. Dar mai este un aspect menționat aici cu privire la păcatul de neiertat. Iertarea este, așa cum am spus, dată prin jertfa Domnului Iisus. Oricine înțelege starea de păcat în care se află și acceptă jertfa Domnului Iisus, primește această iertare. Cel care convinge omul de starea lui de păcat, este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care convinge inimile noastre de starea în care ne aflăm. Oricine respinge faptul că El este păcătos, sau oricine respinge faptul că iertarea nu poate veni decât prin ceea ce a făcut Domnul Isus, respinge de fapt Duhul Sfânt, lucrarea Lui. Ori, în termenii pe care deja i-am menționat, am respins chiar salvarea. Se spune că unui condamnat la moarte prin electrocutare îi venise rândul pentru executarea pedepsei. Deja se aștepta momentul final. Între timp, guvernatorul statului l-a grațiat. Capelanul închisorii a fost trimis să-i ducă decizia de grațiere. Când l-a văzut condamnatul pe acest preot, a început să țipe și să înjure și a spus că el nu are nevoie de cineva ca el. Preotul i-a spus că are o veste bună, Condamnatul, vorbindu-i foarte urât, nu a acceptat să-l vadă, spunând că nu are nevoie de vestea lui bună. În cele din urmă, guvernatorul și-a retras decizia de grațiere, și sentința a fost executată. Dragul meu, Duhul Sfânt este cel care ne aduce o veste extraordinară. Este vestea iertării prin lucrarea Domnului Sus. Oricine ignoră această veste nu face decât să accepte condamnarea la moarte. Dar numai acesta este aspectul legat de păcatul de neiertat. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 3, Domnul Isus amplifică această problemă legată de păcatul de moarte, extinzând-o și la cei care atribuiau lucrările Duhului Sfânt diavolului. De fapt, și în această situație, ei atribuie lucrarea Domnului Isus unei alte persoane. Aceasta înseamnă discreditarea lui, aceasta înseamnă ignorarea lui. Dragii mei, asemenea situații în zilele noastre sunt toate acelea în care se ignoră avertizarea și vinovăția pe care Duhul Sfânt o aduce în inimile noastre. În acest fel facem zadarnică jertfa Domnului Sus pentru păcatele noastre. Societatea noastră a ajuns chiar specializată în a nega vinovăția sau în a o declina. Sunt atâtea persoane care Mereu acuze pe altcineva sau altceva sau ceva din trecutul lor și niciodată nu vor să recunoască ceea ce Duhul Sfânt le arată atât de clar. Dar să mergem mai departe și vedem că acuzația pe care Domnul Isus le-o aduce este mult mai directă. Ori faceți pomul bun și rodului bun, ori faceți pomul rău și rodului rău, căci pomul se cunoaște după rodului. Pui, de denăpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Aici este atins miezul problemei. De fapt, problema nu este legată de ceea ce face sau spune cineva, ci de inima lui. Pentru că de aici, spune Domnul Isus vin toate acțiunile și gândurile noastre. În cartea Proverbelor, ni se spune că din inimă ies izvoarele vieții. În concluzie, aici este de fapt și locul unde se produce păcatul. Tocmai de aceea inima noastră trebuie dăruită Domnului Iisus. Este singurul loc unde se află în siguranță. Mai departe, Domnul Isus atrage atenția asupra faptului că în cele din urmă totul se contabilizează și va fi luat în considerare în ziua judecății. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Aceasta nu este o deviere de la subiect, pentru că, de obicei, cuvintele noastre arată ceea ce este în inimă. Oricum, lucrurile acestea se pare că au avut un efect puternic asupra fariseilor și cărturarilor prezenți acolo. Dar efectul nu este tocmai cel așteptat, pentru că ei continuă să ceară de la Domnul Isus dovezi că El este Cel ce trebuia să vină. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Domnul Isus nu este nici el mai prejos și cuvintele lui au rolul unui duș rece. Drept răspuns, el a zis, Un neam viclean și prea cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima Pământului. Dacă ei ar fi fost atenți la cuvintele pe care le spune domnul, cu siguranță ar fi avut semnul autenticității identității lui. Dar nu un semn voiau ei. Ei căutau un mijloc să-l prindă, căutau un motiv pentru care să-l poată acuza. Mă gândesc, dragii mei, că Dumnezeu ne dă adesea semne cu privire la voia și planurile sale, dar pentru că noi mereu așteptăm altceva, nu dăm ascultare. Și de această dată Domnul Isus îi îndreaptă cu privirea către Vechiul Testament. Primul eveniment asupra căruia le atrage atenția este cel legat de viața profetului Iona. Iona, într-un anume sens, a fost înviat din morți atunci când a fost adus de pește la mal. Dumnezeu l-a dus din întuneric la lumină. Experiența lui Iona este un exemplu pentru ceea ce se va întâmpla cu Domnul Isus. Domnul Isus le atrage atenția asupra modului în care au ascultat oamenii din Ninive predica lui Iona. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Acei oameni au primit cuvintele acestui profet scăpat în mod miraculos de la moarte și s-au pocăit de păcatele lor. Faptele poporului evreu i-a plasat într-o poziție și mai critică datorită faptului că Mesia a venit la ei și ei nu l-au recunoscut, nu l-au primit. Dar nu numai ninivenii vor fi martori în judecarea Israelului. Împărăteasa de la mează zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Un alt eveniment al Vechiului Testament asupra căruia le atrage Domnul Isus atenția este vizita împărătesei din Șeba la reședința lui Solomon. Această împărăteasă auzise de măreția lui Solomon și a țării pe care o conducea și a venit să vadă despre ce este vorba. Faima lui Solomon, Iată, atrăgea oameni de la mari depărtări. Cu alte cuvinte, Domnul atrage atenția că el deja avea o faimă mai mare decât a lui Solomon și chiar mai mare decât a lui Iona. A fost nenumărate semne care indicau clar că el este Mesia, dar ei nu s-au arătat interesați de ele. Ei voiau mereu altele și nu dădeau deloc atenție la ceea ce se petrecea chiar sub ochii lor. Domnul Isus era mai mare decât Iona și decât Solomon, dacă cei oameni nu au mai stat pe gânduri și s-au pocăit, iar acea împărăteasă a călătorit o distanță apreciabilă pentru a vedea slavă unui om, cu cât mai mult ei și noi ar trebui să dăm slavă Domnului nostru. Trist este că ignoranța îi ține pe oameni departe de cele mai mari binecuvântări. Acum Domnul se întoarce la evenimentul care deschisese acest conflict, eliberarea omului de duhul mut și surt. În legătură cu acestea, el le prezintă o pildă cu un mesaj foarte incisiv. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dină și nu o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo. Și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Foarte multe persoane identifică această pildă cu un tratat despre lupta spirituală. Este foarte adevărat că Domnul Isus vorbește despre spirite și despre anumite procese care se desfășoară pe plan spiritual. Referirea directă este la exorcism, ceea ce făcuse când alungase acel duh, numai că cei ce asistaseră la acest act și care erau de acord cu actul în sine, nu erau de acord cu ceea ce pretindea domnul Isus că este. De asemenea, nu cunoșteau unul din aspectele esențiale cu privire la acest gen de vindecare. Anume, cei mai mulți dintre cei care practicau exorcizarea sau alungarea duhurilor, nu aveau și autoritatea de a pune ceva în schimb de a pune ceva acolo. Dar mai mult, lăsau persoana tocmai vindecată expusă la alte duhuri. Domnul Isus comunică ceva foarte important aici. Nu numai curățirea este importantă, ci și ceea ce vine în urma ei, ceea ce umple vidul lăsat acolo. În altă ordine de idei, fariseii și cărturarii erau mult prea concentrați asupra practicilor, fără să fie preocupați în umplerea sufletului cu ceva ce va păstra acel loc pentru Dumnezeu. În cartea Ezra, a Vechiului Testament, poporul trece printr-o perioadă de curățire de pornirile idolatre pe care le aveau. Numai că ei nu înlocuiseră acestea cu dragostea de Dumnezeu și foarte curând au căzut într-un formalism searbăt. Poporul evreu era în același pericol în generația în care venise Domnul Isus. Ei erau concentrați mult prea mult asupra practicilor și păstrării acurateților, în loc să fie preocupați de căutarea sinceră a unei relații cu Dumnezeu, Domnul Isus le atrăgea atenția la ce pericol se expuneau. De fapt, este vorba de un principiu valabil pentru noi toți. Este foarte ușor să cădem într-o extremă a căutării, păstrării, acurateții practicilor noastre, conservarea lor, pe considerentul că ele ne aduc relația de care avem nevoie, fără să luăm în considerare că Dumnezeu caută inima noastră. Dragii mei, concentrându-ne numai asupra practicilor noastre și necultivând o dragoste reală, vie, pentru Dumnezeu, se prea poate să lăsăm loc în inima noastră pentru duhuri pe care cu niciun chip nu le-am vrea acolo. Putem renunța la multe, vicii, la lucruri care, credem noi, nu sunt demne de un creștin. Dar numai acestea, singure, nu sunt suficiente. Este nevoie ca Duhul Sfânt să pătrună în inima noastră. Este nevoie ca trupul nostru să nu fie doar un loc curat, ci un templu al Duhului lui Dumnezeu. Este o situație care descrie foarte bine ceea ce se petrece cu mulți oameni și în zilele noastre. Sunt acele persoane care duc o viață morală în ceea ce privește standardele societății în care trăim. Dar, dragii mei, nu este suficient. Care părinte ar fi mulțumit doar ca fiul sau fica lui să fie cu minte, ascultătoare sau ascultător, dar niciodată să nu vorbească, să nu simtă niciodată afecțiunea lui, să nu-și arate afecțiunea lui de fiu față de părinte? Cum ar arăta acea relație? Ar fi ca relația unor străini. Or Dumnezeu dorește să aibă o relație cu noi. Dorește să ne arate dragostea lui și noi, la rândul nostru, să putem să ne manifestăm dragostea față de el. Este un lucru foarte mare, foarte important. Acum are loc un incident care a ridicat multe semne de întrebare și interpretări numeroase. Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis: Iată mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Isus a răspuns celui ce i a dusese știrea aceasta: Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Este foarte adevărat că afirmația Domnului Isus i-a surprins pe cei ce erau prezenți în acea împrejurare. Fidelitatea și respectul pentru familie erau puternic accentuate în acele timpuri. Foarte mulți cărturari iudei considerau porunca care privea respectul părinților ca fiind cea mai mare din cadrul decalogului. Deci, cu siguranță, cuvintele Domnului Isus i-au surprins și provocat pe acei ascultători. Dar ceea ce nu înțelegeau ei, din nou, este domeniul la care se referea Domnul Isus. În cadrul familiei orientale, ierarhiile erau foarte bine stabilite. Tatăl era capul familiei, iar copiii veneau chiar înaintea soției în importanță. La moartea tatălui, fiul cel mare lua locul de cap al familiei, câștigând proeminența în cadrul familiei. În momentul acela, Domnul Isus era capul familiei sale. El avea anumite responsabilități față de ei. Însă ceea ce comunică Domnul Isus în această situație este că responsabilitățile care prevalează acum în situația lui sunt cele care țin de originea lui divină. El nu mai este doar capul unei familii fizice, ci al uneia spirituale. Cred că ceea ce avem aici este referirea la Biserică, care este trupul Domnului, El fiind capul ei. Dragii mei, cuvintele Domnului Isus au mereu valoare. Niciun cuvânt nu este lipsit de semnificație și fiecare dintre ele se referă la minunatul act al izbăvirii, al salvării omului de sub puterea păcatului ignoranța, ancorarea doar în lumea aceasta fizică, limitată, respingerea Duhului lui Dumnezeu închide orizonturile pe care Dumnezeu le pune cu atâta dragoste înaintea noastră. Cărturarii și farisei ascultau ceea ce spunea Domnul Isus numai din dorința de a descoperi ceva care să-L încrimineze. Voiau să-L găsească vinovat, să pună totul în seama Lui și aceasta numai pentru că ei nu voiau să se schimbe. Au respins ceasul cercetării și acum erau atât de departe de adevăr. Dragul meu prieten, poate acesta este ceasul cercetării pentru tine. Duhul Sfânt îți arată ce este în inima ta. Poate te-ai lăsat prins doar în niște practici pe care le consider suficiente pentru sufletul tău și te-ai închis astfel pentru ceea ce Dumnezeu dăruiește cu atâta dragoste. Dacă simți că Duhului Dumnezeu te atenționează, dă voie să facă schimbările necesare și vei fi parte a marii familii spirituale, al cărei cap este Domnul nostru Isus Hristos. E se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.